Un copil a ajuns la spital și un autoturism Logan a fost serios avariat într-un accident ce a avut loc pe DN73 la Apaserată. Șoferul Loganului nu a păstrat distanța regulamentară și din cauza neatenției nu a observat că autoturismul din față frânează pentru a vira la stânga, izbindu-l în partea din spate. În urma impactului, autoturismul marca Peugeot s-a ales cu avarii minore, în schimb, autoturismul fabricat la Mioveni a suferit avarii serioase. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale poliției municipale, care au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a cauzei producerii accidentului.